13-15 iunie comemorăm unul dintre cele mai negre momente din istoria țării, cel al lichidării brutale a mișcării din Piața Universității, care a fost cea mai amplă și emoționantă mișcare socială din perioada de tranziție post-decembristă, perioadă care continuă încă și astăzi. În Piața Universității, declarată zonă liberă de neocomunism, s-a spus din nou adevărul după 45 de ani de minciuni și mistificări. S-a afirmat fără echivoc atașamentul față de spiritualitatea creștină, de identitatea națională, de valorile culturii europene, de libertate, democrație, justiție, solidaritate, drepturile omului. Piața Universității a durat 53 de zile, de la 22 aprilie la 13 iunie. Ea a început în urma atacului de către FSN a participanților la manifestația organizată de către PNCCD, la care am luat și eu parte, unde s-a denunțat evoluția vieții politice din România. Această evoluție indigna nu numai membrii PNCCD-ului, ci și un larg sector al opiniei publice și diferite organizații civice, printre care Liga Studenților. Aceasta a ocupat Piața Universității, declarând-o zonă liberă de neocomunism. Profesorul Emil Constantinescu, viitorul președinte, a deschis balconul de la Facultatea de Geologie, care a devenit o tribună a democrației, de unde s-au exprimat sute de persoane. Ele s-au adresat zecilor de mii de participanți de toate vârstele și categoriile sociale care erau zilnic prezenți în piață. S-au făcut rugăciuni, au vorbit personalități cunoscute, s-au recitat poezii până de curând interzise, s-au abordat teme precum epurarea guvernului de nomenclaturiști, aplicarea punctului 8 din proclamația de la Timișoara, judecarea vinovaților de crimele din decembrie 1989 și multe altele. Era o atmosferă de mare prospețime. Îmi aduc aminte de primul meu contact cu zona liberă de neocomunism. Veneam de la Paris și de la aeroport m-a dus Ion Varlam direct la universitate, unde se auzea din depărtare imnul Golanilor. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Era în amurg, începuse să se întunece și mii de torțe se mișcau în ritmul melodiei. Totul era înălțător, mi-au dat lacrimile. De câte ori am fost în București, am fost și în Piața Universității. Și de fiecare dată, emoția a fost mare, ca și respectul și admirația pentru toți cei care, începând cu greviștii foamei, înțelegeau să se sacrifice pentru libertate, adevăr și democrație. A fost și mama mea. Am o fotografie a ei purtând decusonul de Golan. Cum însă, la așa zisa revoluție din decembrie 89, schimbarea s-a limitat la înlocuirea național-comunismului ceaușist cu un comunismo-liberalism în care puterea reală a rămas în continuare în mâinile securității și a nomenclaturii tributare Moscovei, aceștia au reacționat dur. A organizat o a treia mineriadă, care după cele din 29 ianuarie și 18 februarie 1990 a fost mult mai mare și mai sângeroasă. Atacul minerilor, încadrați de membrii fostei securități, devenită SRI, asupra studenților și intelectualilor, a Universității din București, a sediilor partidelor politice de opoziție, a locuințelor liderilor PNCCD, Corneliu Coposu și Ioan Rațiu, a fost de o barbarie care a depășit orice limită. La acest atac se referă președintele Corneliu Coposu într-o scrisoare pe care mi-a adresat-o în 16 iunie 1990 și pe care o vedeți. Chemați la București de Ion Iliescu, hoardele de mineri care întruchipau fața urâtă a României din acel an, cea a românilor cu creierul spălat de terorismul și manipulările comuniste introduse în țară odată cu ocupația sovietică, au lăsat o cumplită amintire.
Ei clamau: moarte intelectualilor, noi muncim, nu gândim. Opinia publică, atât cea românească cât și cea internațională, a fost profund șocată. O mare parte a elitei românești, cea care ar fi putut contribui la o adevărată renaștere a țării, o va părăsi definitiv. În Occident, atât elita intelectuală, cât și o bună parte a lumii politici și de afaceri, au întors spatele României. Toate acestea corespundeau intereselor deținătorilor puterii. Ei scăpau astfel atât de cei mai redutabili opozanți din România, cât și de concurența mediilor de afaceri occidentale. Cu toate că, împotriva responsabililor crimelor de la Mineriade s-au depus plângeri penale încă din vara anului 1990, numărul victimelor nu este nici astăzi cunoscut cu exactitate. Abia în 2017, după 27 de ani de la evenimente, procuratura a definitivat dosarul, însă diversele proceduri au împiedicat judecarea lui, care anul acesta a mai fost amânat odată. În alta curte a dat termen pentru judecarea recursului procuraturii la 14 septembrie 2020. Așa că procesul se va relua de la capăt, cu judecata pe fond, după 30 de ani de la Mineriadă. Un bun exemplu de felul în care funcționează justiția în România și al gradului ei de independență. În încheiere, doresc să subliniez încă o dată că dacă Mineriada din 13-15 iunie 1990 este unul dintre cele mai tragice evenimente din istoria României, fenomenul Piața Universității, zonă liberă de neocomunism, loc de afirmare a democrației directe, este unul din episoadele cele mai luminoase ale istoriei naționale. Sunt convins că va rămâne un mare simbol al României de mâine. Mai bine mai mare decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine goran decât activist, mai bine mort decât comunist. Una dintre țintele Mineriadei din 13-15 iunie 1990, condusă de președintele Ion Iliescu, primul ministru Petre Roman și directorul SRI Virgil Măgureanu, niciunul dintre ei nu a fost pedepsit în ultimele trei decenii, a fost schimbarea conducerii ziarului România Liberă și a direcției democrate anticomuniste a ziarului. În anul 1990, ziarul România Liberă era condus de un grup de jurnaliști dizidenți care încercaseră să scoată în anul 1988 o publicație clandestină anticomunistă numită România. Prinși de securitate, unii dintre noi au fost aruncați în închisoare, alții deportați, alții ca mine și Tia Șerbănescu dați afară. Eram șef de rubrică la revista Magazin, editată de România Liberă. Mi-am pierdut dreptul la semnătură, cărțile mele au fost interzise, manuscrisele scoase din planul de apariție al editurilor, urmărită de securitate, transferată la foaia Ministerului Sănătății Muncitorul Sanitar. În 23-24 decembrie 1989, grupul nostru a preluat ziarul România Liberă. Am fost reangajată ca publicist comentator în redacția culturală a ziarului, a Noii Românii Libere. Reamintesc că Frontul Salvării Naționale, transformat într-un partid politic, controla mai toată presa românească, în particular televiziunea română. De aceea, după Revoluție, România Liberă devenise una dintre instituțiile importante ale României, una dintre instituțiile importante practic ale opoziției. La redacție veneau sute de oameni pentru a cere dreptate. Rubrica mea se numea Pași spre democrație. Articolele critice ale ziarului ne mulțumeau echipa la putere. Voi repovesti pentru cei care au uitat sau nu erau născuți în acea vreme ce s-a întâmplat. Miercuri 13 iunie 1990, la amiază în piața Universității, poliția făcea arestări, ardea un autobuz. Erau acolo persoane care nu aveau nimic în comun cu demonstranții conduși de Marian Munteanu și Liga Studenților. Pe punctul de a fi arestată, reușesc să mă refugiez într-un taxi și ajung la redacție. Scriu un articol care apare în numărul de a doua zi, joi 14 iunie, când ziarul România Liberă își încetează apariția.
În ziua de 14 iunie, la ora 8 dimineața, revista Presei Radio anunță debarcarea minerilor, întâmpinarea lor de președintele Iliescu, discursul lui Iliescu, citează favorabil liderii presei feseniste, demonstrațiile antifesenești și grevele din piața universității fiind considerate și catalogate acte legionare. Sunt citate negativ și sarcastic amenințător că el la prânz a fost în piața universității și în articolul meu din numărul la zi al României Libere, în 13 iunie ca pe 21 decembrie, am scris că el la prânz murea libertatea și democrația în piața universității. Practic a fost un mod de a smuți bandele de mineri împotriva ziarului și a mea personal. În dimineața zilei de 14 iunie, muncitori tipografi și grupuri de mineri năvălesc în redacția României Libere, devastând-o, împiedicând apariția ziarului. Ulterior am aflat că grupul de protestatari, în ghilimele, care vandalizaseră redacția, fusese condus de un fost ofițer de securitate, Nicolae Cămărășescu. În seara zilei de 14 iunie primesc telefoane de la ziariști din străinătate, de la foști colegi și chiar de la Constantin Ticu Dumitrescu, care îmi spun că trebuie să plec, trebuie să fug, deoarece sunt pe lista celor care trebuie să fie omorâți. Dar unde să fugi când gările și aeropoartele și șoselele erau ocupate de mineri? Stau acasă. Vecinii blochează cu drujdi de fier ușa blocului și cred că am scăpat pentru că șoseaua Alexandrei era mult prea departe de centru, iar minerii preferau să se concentreze pe obiectivele lor din centrul capitalei. În dimineața zilei de 15 iunie, Tia Șerbănescu mă sună sau, ca să-mi spună că grupul comitetului director este vânat, că nu trebuie să mergem la ziar, dar că se pare că acolo se pregătește preluarea ziarului de oamenii lui Iliescu. Contrar celor spuse de Tia, eu plec la redacție. Acolo se adunaseră jurnaliștii din fosta gardă a ziarului pe care Petre Mihai Băcanu nu îi dăduse afară. Mihai Creangă, singurul redactor șef prezent, spune că am pierdut. Moale, influențabil, Mihai cedase. A fost atunci o tentativă de lovitură de redacție. Ștefan Zidăriță, unul dintre politrucii perioadei comuniste, spune celor adunați: ni se cere să schimbăm linia ziarului și să renunțăm la privatizare și atunci ni se va permite să reapărăm. Șeful grupului era de fapt Ion Vlad de la secția externe. Atunci m-a ridicat și am spus celor care trebuiau să voteze: ați mințit și mâncat rahat în timpul lui Ceaușescu. Copiii noștri ne vor condamna. Votați dacă aveți curaj să mâncați rahat în continuare. La vot liber, majoritatea covârșitoare a votat pentru menținerea conducerii și direcției ziarului. Erau prezenți în redacție jurnaliști de la televiziunile străine. Le-am explicat ce se întâmplă. Dau interviuri ziarelor americane și televiziunii franceze. Sâmbătă 16 iunie, tipografii refuză să tipărească ziarul România Liberă. În 17 iunie, ambasadele occidentale, care condamnaseră devastarea redacției ziarului România Liberă, protestează pe lângă administrația Iliescu. Luni 18 iulie, după 4 zile în care ziarul România Liberă nu a apăruse, are loc adunarea generală a salariaților acționari, care a votat cu o majoritate covârșitoare continuarea liniei ziarului, menținerea conducerii ziarului și încrederea în conducerea societății AR, sub care acesta se privatizase. În ziua de 19 iunie apare editorialul meu Câteva mărturisiri necesare. Este ziua în care ziarul și-a reluat apariția. Am scris acest editorial la cererea redactorului șef Anton Uncu. După mineriadă, am fost invitată alături de Doina Cornea să fiu audiată la sesiunea de vară a Consiliului Europei de la Innsbruck. Am pledat atunci pentru menținerea României în sfera Europei și am pledat pentru cauza poporului român. Sălbăticia minerilor nu reprezenta poporul român. Mineriada a fost un război civil care a blocat pentru decenii democratizarea României. Clasa politică a României ar fi arătat altfel fără mineriade. Emoții, gânduri trăite atunci se reactualizează în această zi de 13 iunie 2020 la New York, când are loc înregistrarea de față. Este o zi dificilă pentru societatea americană. Grupuri anarhice pun sub semnul întrebării
instituții ale statului de drept și vor să rescrie istoria politică și culturală a țării la un mod care îmi amintește, păstrând proporțiile, de ce s-a întâmplat în România după ce a fost invadată de tancurile sovietice la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Dar despre aceasta poate cu o altă ocazie.